Vreau să spun chestia asta foarte, foarte, foarte important. Femeile nu sunt atât de profunde în a admira arta cum sunt bărbații. Nu mi-a fost dat de foarte multe ori să observ femei care să admire cu adevărat arta sau un artist, să-l admire, să-l absoarbă, să-l trăiască cum poate să o facă un bărbat. Foarte absorbit de tot ce e frumos, estetic, sublim. E atras de sublim și de aceea și pe vremuri bărbații căutau foarte mult o muză sau muza, inspirația. Bărbatul stă foarte mult și contemplă un tablou, iar o femeie nu face, nu se scufundă atât de mult acolo. E foarte mare iubitor de artă și de muzică și de poezie un bărbat. Multe poezii sunt scrise de bărbați, nu de femei. Așa e. Foarte mulți artiști ajung să cânte la un instrument ca un Dumnezeu, parcă e pe scenă, față de o femeie. Și aici își atinge un bărbat structurile sale feminine cele mai adânci, pentru că și el are o esență feminină în el. Și atâta timp cât vorbim de esențe, ca și la parfum, sunt foarte puternice. Și un bărbat, când ajunge în starea sa efeminată sau feminină, este extrem de sensibil acolo, dar sensibil în acea structură, nu în exteriorul său. Femeia, în schimb, e sensibilă în exteriorul său. Cine se uită la ea, cum se uită la ea, cum o privește lumea, dar în interior, să zicem așa, e masculină, adică are esența bărbătească și femeia și în interior o manifestă, adică este directă, este tranșantă, este dură, știe ce vrea în interior, cum vrea, tot ce vrea, așa acolo, așa trebuie să fie, așa mă simt eu bine, să te știu, nu știu, acasă, poate începe cu lucruri de genul acesta. Dar în exterior e foarte vulnerabilă când deschide ochiul și vede că nu este privită, dorită, admirată, respectată. De-aia foarte mulți bărbați ajung să se despartă sau să se răcească vis-a-vis de partenerele lor pentru că ei se plâng foarte mult că sunt neînțeleși. Și acesta este cuvântul principal pe care îl aud la foarte mulți bărbați cu care eu mă întâlnesc și vorbesc. Oada, sunt neînțeles. Nu mă înțelege soția mea. Nu mă înțelege iubita mea. Eu o iubesc. Eu o vreau. Dar nu mă simt înțeles deloc. Fie că vreau să mă apuc să devin mecanic, nu știu, se scufundă într-un domeniu și când ajunge să-și găsească împlinirea acolo, în acel domeniu în care el se scufundă, chiar și în berea aia când se scufundă acolo, nu că se îmbată, dar absoarbe, se simte împlinit, vine ea și zice, bine mă, că acum ți-a trebuit ție berea, sau acum îți trebuie meciul, sau acum îți trebuie filmul, sau acum ți-a trebuit să asculți muzică. El în clipa aia se simte distrus, la fel de distrus cum se simte acea femeie când a depus efort să se aranjeze, să se machieze, să arate bine, să facă mâncare, să facă curat, să crească copii și vine el și zice, dar ce ai făcut, că n-ai făcut nimic sau nu se uită la tine admirativ. E răvășitor, e de-a dreptul răvășitor. O femeie nu se plânge foarte des că e neînțeleasă, se va plânge că nu e iubită, că nu e respectată. Ea nu caută atât de mult să fie înțeleasă de un bărbat pentru că nici ea nu se înțelege pe ea. Și nu caută vreodată să se înțeleagă cu adevărat pe ea. Nu, acesta e scopul ei, să se înțeleagă pe ea. Scopul ei suprem, cel mai mult care o împlinește, este să ofere foarte multă iubire și armonie în jurul ei. Când simte că toată lumea este bine, că toată lumea se bucură de prezența ei, că însăși prezența ei, lumea e încântată, asta o hrănește.